Bună dimineața, dragilor! Începem un nou vlog de aici, de acasă. Nu pot să vorbesc foarte tare pentru că este destul de târziu. Este ora 2 și plecăm într-o nouă aventură. Rucsacul de pește, sculele, scaunelul, pentru că deodată să nu mergem cu dublu. Și eu aici de față, echipat frumos, corespunzător pentru pește. Haideți să mergem! Gata, începe o aventură, am ajuns la roloțică. De data asta suntem pregătiți de pește. Nu ne jucăm. O legăm și am tulit-o. S-a întrunit echipa. Începe vlog. Zimen, zi pe vlog aici, cu ce te ocupi tu? Cu vânzările. Eu am cărnați, am 20 de cheie de cărnați. Hai, sunt bă. E foarte bine. Puține. Uite, ăștia n-au nimic aici. Bine, astea se mănâncă la micul dejun. Mâine dimineață, dracile. Bine, eu v-am zis nu să mai rămâne, cărnații, nu mai rămâne nimic. Da, erau bune. Aia fac ravagii. Hai de cap. Două, trei pâini și ai. Avem și rulot aici. Ce dai, mă? Bă, eu am borcan de la de 50 de kg de murături, dacă vrei să luăm cu noi. Da, ăla-i bun, ăla-i genial. Bă, dar trebuie să mergem în oraș. Ce-au luat, mă, trei beri ăștia, patru beri? Hai să-mi bă pe șurul. Gata, pornim în aventură. Ia uitați-vă la bijuteria asta. Pleacă în delta. Pe brațul Dunării, brațul Sfântul Gheorghe, la Băltene de jos. Cum ne place nouă, în aceeași locație de 3 ani de zile. Haideți să procedăm. Gata, haideți să luăm un cadru, unii n-am plecat bine. Și după 3 km a apărut o defecțiune aici. Facem, facem. Facem, facem. Nu face contact bine aici, mufa. Trebuie o pană. Nu e fixată bine mufa și nu avem lumini pe spate. E incredibil. Trebuie să mai curățăm o dată, sunt două mufuri la toată, nu facem. Sunt probleme la rulot aici. Da, da, în toate vlogurile apar asta. Da, 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 tot. Păi puțiciunile astea sunt biosferă. Sunt parte din biosferă, uite-te și tu, alea sunt protejate. Gata, dragilor, ne apropiem de destinația finală. Oamenii noștri pescari, pescari adevărați, au ajuns. Au ajuns acum o jumătate de oră. Haideți să vă prezint echipa. Suntem aici în delta Dunării, biosferă, biosferă, da. Rezervație naturală unicată în Uniunea Europeană, exact. Și în Europa, da, de fapt. Da, da. Vă putem prezenta pe partea stângă, este Balta, rețineți Doamne. Informațiile. Rețineți informațiile. Parte din brațul Sfântul Gheorghe. Așa este. Iar pe partea dreaptă avem un canal. Și dacă puteți să vedeți în filmare, deja apar primele păsări foarte, foarte rare. Se numesc gâște. Nu, man, nu sunt gâște. Dar ce sunt, mă? Păsări flamingo. Da, flamingo, man. Man, sunt lebede, uite-te la ele. Lebede, lebede de baltă. De alea olandeze. Păi, fantastic. Uite-mă, te prinde cu cuvea aia. Unde ai văzut cu cuvea să stea în par? Păi, da. Măi, după cuvânt, nu pot să fac un vlog în cauza asta. Și nu m-ai lăsat. Dar fă, mă! Ce tare ies. Hai, dă-mă că ești. Hai, men, că zici ăsta, mai avem 40 de minute. A fost tras dobloșanul, da. Bă, și ăla-i pe pândă. Gurlan! Bă, mă urla. Bă, nu mai omorâ, mă. Hai, mă, cine ai? Unde-i bur? Nu mai călca, mă, pe. Ești, mă, de acolo. S-a experiat. Alo, pe pândău.
Tu de vezi pe punctul că nu văd eu. Am fugit să-l văd. Dracu, mă, îți dă ochelarii ajuns la ochelarii. Zi-mă unde e burte, vă bateți ce frig e afară. Uite, mă, acolo unde e pădurea, unde e pădurea acolo. Acolo sunt pescare noștri. Așa arată o biosferă? Da, așa arată. Fără asfalt, fără nimic? Fără, fără. Gata, au ajuns băieții. Stai, mă! S-au dus băieți! M-am intrat în biosferă. Plin de zel. Doar raibanurile. Păi da, omenie. Raibanurile fac față la lucrurile. Să salvăm biosfera asta. Gata, 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 gata. Salutare, dragilor! Bine am revenit în aceste locuri minunate. Uitați, acesta este locul unde pescuiește Lex. Aici este locul, acesta este locul unde trag eu. A fost ocupat. Mamă, ce bate vâjul. Pe masă, scaune, s-au ocupat băieții de tot. Salutare, greule. Ești cel mai greu. Nimic, nimic. Trebuie să mergem să facem cumpărături. La Tulce. Cred că o să mă duc la profi, e posibil, pe jos. Hai să-mi bat piciorul, l-a luat live, ești nebun, l-a luat pe camera aici. Haide, mă, aruncă telefonul în apă. Oh, ce frumos, e locul tău ăsta, Lexicana, e locul tău, unde rupeai plătica. Uite ce frumos. Ce frig e. Oh, ce frumos. Cât de frumos, plăticuță. Ne scopăr. De să vă prezint un pic situația. Omul a trecut la cele grele. E foarte, foarte, foarte frig. Și încă n-a venit frigul ăla greu. Cu ploaie și cu nisoare. Mamă, dacă acum pe căldura asta e tremuri. Aici avem bă, sperii pești, mă nebun. Aici avem bucătăria. Depozit frumos, mâncărica, asta e la micul dejun doar. Nada, e tăcă. Grătărelă, oh, ce frumos. Data trecută n-am avut. Și acum, rulot. Omenie. Dragilor, nu m-am putut abține și a trebuit să fac aici o montură frumoasă. O nadă. Le spun secretul sau mai târziu, după ce vor vedea și capturile? Da, nu-l dăm în primire de acum. Aceasta este veșnica mea lansetă de răpitor, care rupe și pe Dunăre. Avem aici un buchițel frumos de rume. Băieții montează tot acolo, grei montează, alți grei care pescuiesc aici dur. Vlogul continuă, rămâneți aproape. O, putinica. Un mare șef aici. Aș dori să vă prezinte proiectul. Proiectul Rulotă. Dar nu proiect, e ceva adevărat. E un proiect deosebit. Finalizat, cred. Opa, ai toaleta? Încarcă? Deocamdată o să știe că l-am pus la geam, dar... Lasă cu mine două. Panouri de-astea pe sus, cu bucătărioare. Avea lumină? De unde, mă? Ah! Păi, băiatule, mai mare n-aveți? Nu, mă, n-am voie să te filmez. Da, haide să facem un tur al Rulotei. Pac, aceasta este. Spațiul de depozitare. Frigider, nu știu ce e pe aici. Așa. Și aici un pat mare. Unde vor dormi 3-4 inși. Cel puțin. Asuță, pat, toate bune. Arată bine, e ok. Dacă să dormim în cort, mai bine în rulot. Perna. Toaletă. Mare omenie cu toaleta asta. Dacă ar fi și funcțională. Butelie.
Da. Asta este suficient ca să ne protejeze de șacali. Să vedem ce găsim într-un asta. Suntem frumos aici în biosferă la pescuit legal, pentru că da. Înceapă prohibiția, după cum bine știți. Adică exact. Mascurii nu mai au voie cu femeile. Da. Mascurii au voie cu femeile, dar noi nu mai avem voie să ne uităm. Se va deschide această trusă miraculoasă, care 15 ani a stat la dospit să aștepte acest moment. Momentul când toți pescarii, cei mai escuțiți pescari din această industrie, s-au reîntâlnit. Avem 15 ani. Anișori frumoși. De sclavie. De sclavie. Haide să vedem. O linguriță cu tentaurie. Să vedem. Vedeți? Se poate vedea foarte, foarte clar de 11 grame. Da. Special pentru ștucă. Exact. Da? Se poate vedea clar vechimea. Da, da, da. Vechimea. Și câți răpitori au trecut exact prin aceste ace? Foarte mulți. Da, ăla face toți banii. Ăla face toți banii. Da. Super, cam asta continuăm. E trusa, trusa veche de... Continuăm cu filmarea 2 în câteva momente. Să ne lăsați o secundă să vedem exact dacă aceste echipamente foarte, foarte valoroase, profesionale, da? Își mai fac sau nu treaba. Exact, rămâneți aproape. Începem cu un băț care n-are nicio treabă cu urmă. Rămâneți aproape. Rămâneți aproape, dragi prieteni. O tură? Asta? Da. Bună. Și unde-i frică? Da. Asta e nu? Nu? Oho, ce avem aici? Băi băieți, când alții se bat cu pușcile, noi ne bătem cu salam. Viață. Tragic, dar adevărat. Viața ai bună aici. Salam torpedo? Da, mea, viața la bună aici la este pește. Este un salam Meda, cel mai recomandat de Lex, care este unul dintre cei mai mari consumatori de salam din țară. Adică dacă fiind... unul normal mănâncă un kilogram pe an, el mănâncă în jur de 10. Ca să înțelegeți. Da. Poți să-l și filmez, să-l vadă oamenii. Da. El e lexicanu. Te rog să pui astea. El e lexicanu. Da, mă, că ăla în spate. Și acesta este salamul. Nemeda. Cel mai bun. Uitați cum se taie. Frumos. A, ce să mai cuțitul face toată treaba. Uitați cum frumos cum se taie. Și mâna fină, mâna fină. Adică nu mai ai nevoie 1, 2, 3, 4, 5, mâncăm cu porția. Da, în fiecare cât o felie, că... Na. 6. Avem 4 zile de mâncat în ea. Da, mă. Frumos. Asta este cam... Asta e bucata care a rămas, să vă spun. O să o consumăm în decursul a 4 zile. Mâncăm porționat. Nu vrem să facem jaf de mâncare, pentru că știți că asta este boala pescarilor. Să facem jaf de mâncare. Noi suntem contra jaf. Exact. Tu ce tai dragi aici? Astea sunt niște mini crembuști. Așa. Și pescarii au gâtul foarte îngust în perioada asta. Uh-huh. Iarna și na, să nu se înnece. Foarte bine, ai grijă de ei. Se pare corect. Fraților, ce ne-a deranjat de la masă, avem aici o captură. Ce dracu acolo? Ce dracu captura a fost că nu mai... A fost nimic? L-a scăpat. Doamne, și ce a tras. Mai scăpim de ceva live. Hai, ne întoarcem la masă. Deja vedeam ciorba aproape gata. Avea are o plătică, mai trebuie. Plătica, mă? Prăjită? Vai de capul tău, mor mâncând. Să-l filmăm pe om aici. Man, deci cam cum să luptă ursul cu nimic. Eu zic că era mai mic și a ciugurit, că așa-i face și l-asta aici. Gata, dragilor. A reușit și eu să arunc și să prind această plătică frumoasă, da? În drept de drept recunoștință și mulțumire că a venit la mine. O să o eliberez pentru că oricum este pica mică, da? Pic de aur. O pupăm un băt, da? Și dăm drumul. Și o lansăm. S-a dus tot. Du-te, dragă, mă, du-te. A fost eliberat. Să vină maică, ta, taică, ta, bunică. Big Blana, hai de men. Ce dracu ai luat, mă? L-ai pierdut și tu. L-ai pierdut și tu ca mine. Da, se joacă cu sufletul nostru.
A few moments later. Ușurel, ușurel, și nu mai e nimic. N-am tot păcălit. Evito. S-a mărat un pic și am început să tragă. Să lăsa un mic bibelou de apă. Ia uite ce frumos, ce bucățică frumoasă. Ai, Doamne. Ai, Doamne, să vină. Să vină bibelou. Nu să-l pe boss, scoate afară. Ăla e. Ăla e, tată. Simte-l. O plătică cinstită. Da. Plătică frumoasă. Cât de curând primești titlul de regele plătică. Regele plătică, da. Regele plătică. Super. Mulțumim. Doamne, ajută. Ce frumos. Mamă. A nebunie, e nebunie. Oh, s-a dus acum încă. S-a dus sacul, nu? L-ai scăpat, bă. Frumos, mi-a plăcut. Ai lucrat frumos. Da, avem câțiva acolo. Salutare, dragilor! Avem o veste importantă. Și aceasta este că tânărul ăsta va fi Yes! Gypsy Queen! Felicitări, man! Felicitări! Multă sănătate! Felicitări! Foarte frumos! Hai să ai clipul ăsta ca amintire. For life! Big Blana! Cum a fost să ne vine după infarct? Nu Pic blană, sănătate la mulți ani. Felicitări. Mersi.